People of Spirit Map și nu numai. Tocmai am avut o discuție incredibil de interesantă cu Adela Haru, care este coach de feminitate, sexualitate, autoarea 3 cărți și facilitator de ateliere, workshop-uri în care lucrează și cu respirația alchimică și nu numai. Vă invităm să urmăriți pentru că am vorbit despre menstruație, anotimpuri interioare, despre feminitate, despre energia sexuală și multe, multe alte lucruri foarte interesante. Și vă invităm să o căutați pe Adela, să lucrați cu ea, să vă conectați la puterea ciclului vostru feminin și să stați aproape de pântecul vostru. Cum s-a simțit pentru tine, Adela, să ne vorbești despre lucrurile astea? S-a simțit o adevărată curgere și sper să vă placă cum a curs toată această poveste și să vă aducă mai aproape de conștiința propriului ciclu și feminității. Așa să fie și dacă v-a plăcut, dați vestea mai departe și trimiteți unei femei dragi care are nevoie să audă mesajul ăsta. Mulțumim că sunteți aici și mulțumim, Adela, că ai fost aici cu noi. Mersi! Mulțumim! Deci spune-ne puțin despre tine, Adela. Ce te inspiră? Ce te mișcă pe tine? Ce mă mișcă? Energia. Energia vieții. Cred că din momentul în care am înțeles că, de fapt, eu am început cu feminitatea, am început să lucrez apoi cu menstruația, cu femeile, apoi m-a atras și partea de sarcină conștientă și naștere, până când într-un final, bine, sexualitatea, și într-un final mi-a zis, stai un pic, ce au în comun toate astea? Și mi-a zis, că viața. Și că de fapt susțin viața, susțin naturalețea în primul rând din mine și îmi place să susțin oamenii să facă și ei același lucru cât mai mult, pentru că trăim așa într-un mediu în care e foarte ușor să nu fii natural în ziua de azi. E cel mai ușor lucru, mai ales în mediul urban. Sau e foarte ușor să uităm de viață, să uităm de bucurie, să uităm de ce ne bucură. Și asta mă mișcă, bucuria vieții, bucuria de a fi. Chiar dacă sună așa foarte poetic, pentru mine e un mod de a fi și de a trăi. Sună foarte bine, foarte frumos. Și spune-ne puțin despre parcursul tău și cum ai ajuns tu să faci ceea ce faci acum. Parcursul meu are deja vreo 15 ani în spate. A început cu dureri menstruale. Aceste dureri menstruale m-au determinat să caut alte variante, alte soluții, pentru că nu eram bine și anii treceau și eu în fiecare lună sufeream. Și așa am aflat de feminitate, de lucru cu feminitatea. Și cred că a început totul cu un workshop de feminitate, culmea. Acea facilitatoare era din altă țară, era în trecere prin România și mi-aduc aminte că a fost suficient să stau câteva ore în spațiul acela, în cercul acela de femei, că dintr-o dată mi-am amintit ce înseamnă să fii femeie, mi-am amintit de o grămadă de lucruri legate de corp, de plăcerea de a fi în acest corp. Și apoi cu timpul am aflat de practicile feminine, am început să le introduc tot mai mult în viața mea. M-am vindecat și de durerile menstruale. S-au vindecat mai multe aspecte ale femininului din mine. Și de încântată ce am fost, mi-am strâns prietenele într-un cer de femei. Și așa a început totul. Ele la final erau foarte extatice și îmi ziceau, Adela, cum ar fi să duci asta mai departe? Mai ales că eu în acea perioadă tocmai făceam tranziția de la domeniul juridic în care am activat la dezvoltare personală. Eu am început cu coachingul o lungă perioadă de timp și apoi am ajuns la feminitate. Și de la un cerc de femei au devenit ateliere, apoi au devenit retreat-uri. Și anii au trecut și alături de femeile respective sau de noi și noi femei care veneau, am învățat și eu enorm despre corpul feminin și despre ciclul feminin și ciclul emoțional,
al femeii, de altfel, și despre mine implicit. Ce frumos! Și dacă toți suntem în săptămâna femeii, iar tema noastră este puterea ciclului feminin și menstruația conștientă, ce se naște în tine când auzi lucrurile astea? Ce simți în legătură cu menstruația conștientă? Da, menstruația conștientă e un termen pe care l-am introdus așa cu foarte mult elan în viața mea. Vine de la femeia conștientă. O femeie conștientă e o femeie conectată la corpul ei. Ca să fii conectată la corpul tău, implicit, e nevoie să fii conectată la ciclul tău și la ciclul lunii. Și se naște în mine această conștientizare că suntem un mic univers, dintr-un alt univers suntem conținute. De altfel, mă simt și eu ca femeie, mă simt conținută, știind că am parte de un ciclu care face parte dintr-un alt ciclu. Și când spun menstruație conștientă, mă refer la a fi conștientă de ceea ce se întâmplă în interiorul pântecului meu ca femeie. În fiecare fază a ciclului, nu doar la menstruație, dar mai ales la menstruație, pentru că în toate căutările mele am realizat că femeia modernă nu știe sau n-a fost inițiată în acest aspect ce ține de ciclul feminin. E ca și cum s-a pierdut cândva, a avut loc o ruptură foarte mare între femeie și corpul ei. Și pierzându-se această conexiune, ea a pierdut cumva conexiunea și cu viața și cu multe alte aspecte ale femininului. Din cercetările mele, așa, istorice, mi-am dat seama că cam atunci când a început epoca industrializării, atunci a avut loc o ruptură foarte mare. Interesant, tocmai când femeia a fost dusă să lucreze în fabrică. Deci, practic, până pe la 1800 și ceva, nu s-a lucrat niciodată la program de 8 ore sau 10 ore, nu s-a lucrat într-o fabrică. Femeia nu părăsea casa, nici măcar când năștea, dacă venea medicul, venea acasă la ea, nu părăsea ea incinta casei ca să meargă undeva să nască. Și din momentul în care a început acest proces, s-au pierdut niște aspecte foarte naturale, zic eu, energiei feminine. Wow, și legat de această ruptură, cum crezi că este percepută menstruația în societate și ce este ea de fapt? Cred că mulți ne dăm seama cum este percepută, mai ales din reclame, pentru că chiar și reclamele la absorbante au venit cu un fel de educație sau chiar cu tot fel de idei în această privință. Încă este percepută ca pe ceva ce încurcă. Și pe bună dreptate, în ce sens? Dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă strict consumeristă sau din perspectivă de productivitate, lumea zice perspectivă masculină, dar aș zice că e mai degrabă patriarhală. Dacă le privim din acest unghi, atunci încurcă o femeie la menstruație. Pentru că o femeie la menstruație are nevoie de timp, are nevoie să fie cu ea, are nevoie să-și dea voie să simtă. Ori unde stai tu să simți sau să-ți dai voie să simți când ai o grămadă de task-uri de făcut care implică poate foarte mult aspectul mental. În zilele noastre în trecut implica mult activitate fizică. Și atunci e simplu să... Adică asta e soluția, să te deconectezi ca femeie, ca să poți să faci față la ceea ce ți se cere. Acum, în zilele noastre s-au mai schimbat lucrurile. Nu putem spune că o femeie mai este obligată să treacă prin toate astea, dar au rămas destul de bine implementate în subconștient toate aceste vechi, nu știu cum să le zic, obiceiuri. Obiceiuri de deconectare și acum avem nevoie de ritualuri de reconectare cu corpul nostru ca să ne
să ne readucem în ciclu, în ciclicitate, mai bine zis. Și apropo de ritualuri de reconectare, ce practici te ajută pe tine să te reconectezi cu tine? Ce faci tu când ai nevoie să te aduci înapoi la tine? Chiar am observat de-a lungul timpului ce mult îmi schimbă ziua dacă am dimineața niște practici de conectare cu corpul și cu lumina, cu soarele. Și asta mi-am dat seama că e valabilă pentru toată lumea, femei, bărbați. Dar practici de conectare cu luna, doar seara poți să ai. Și atunci am observat că seara are loc o onorare mai puternică a energiei yin, a energiei feminine, inclusiv faptul că lumina devine mai difuză. Pe mine mă ajută să-mi pun o lumină difuză seara, să mă deconectez de tehnologie, să aprind o lumânare, să mă conectez poate cu zeițele, cu partea asta mai de arhetipuri feminine, cu jurnalul. Și cu respirația foarte mult și cu pântecul. Simplu fapt că te așezi seara în pat și spui palmele pe pântec, iar dacă e și luna afară și poți să stai să faci moon gazing, de exemplu, sunt niște practici foarte simple și naturale și greu de crezut, dar deja sunt studii că o femeie care se uită mult la lună automat își reglează mai ușor ciclul. Inclusiv mie mi s-a întâmplat asta. Deci așa cum avem sun gazing dimineața, ajută foarte mult, seara ajută mult moon gazing. Mai ales dacă ești în corp de femeie. Wow! Și ai spus la început că tu ai reușit să scapi de durerile menstruale. Ce poți să ne spui despre durerile menstruale? Sunt ele normale sau sunt doar normalizate, dar de fapt nu sunt normale? Sunt normalizate, cum ai spus tu. Menstruația a fost și mai este încă tratată ca o patologie, deși ea este pură fiziologie, adică este ceva normal pentru corpul nostru și slavă Domnului că există, nu știu voi, dar eu îi simt beneficiile. Și, cum ziceam, nu sunt normale, dar nici să scapi de ele nu ar trebui să fie un obiectiv. Pentru că e ca și cum încerci să scapi de mesager. Ele s-au potolit pentru că eu am înțeles niște lucruri legate de feminitatea mea. Bineînțeles, la această înțelegere nu ajungi doar citind cărți sau doar mental. Neori înțelegerea asta se întâmplă în ani de zile. Sau se poate întâmpla și prin diverse scufundări, cum le zic eu, în subconștient și alchimizat. Asta apropo de respirația alchimică pe care o folosesc pentru asta. Dar odată ce le-am înțeles mesajul, ele s-au potolit. Deci aș spune că orice durere, fie că e menstruală sau poate chiar și de altă natură în corp, vine să-ți spună ceva. Vine să-ți aducă aminte de ceva sau e ca o alarmă care sună pe telefon. Tu știi de ce sună telefonul sau știi de ce sună alarma. Cineva din afară care nu-i conectat la telefonul tău nu va înțelege de ce sună ție telefonul. E același lucru și cu corpul nostru. Dacă noi suntem conectate la corp, vom ști de ce vine acest semnal. Dar dacă suntem deconectate de corp, degeaba tot vine durerea în fiecare lună, că noi vom înțelege mesajul sau nici nu ne vom gândi că are vreun mesaj pentru noi și vom apela rapid la pastilă, pentru că s-a și făcut mult reclamă la pastilă, și nu doar la pastila anticoncepțională, ci la pastila analgezică. Ia pastila, cam asta spune reclama, ia pastila și comportă-te ca și cum n-ai avea menstruație, ca și cum n-ai fi la menstruație și o să fii o femeie fericită. Dar vine luna următoare, tot așa. Și uite așa, lună de lună, ni se transmit semnale. Nu le înțelegem, la un moment dat se întâmplă ceva mai puternic, somatizăm
și aflăm de la ginecolog că suferim de vreo afecțiune și pare un foarte mare șoc, dar nu este niciun șoc. Corpul a încercat să-ți dea în fiecare lună mesajul, mai bine zis, curierul a venit, livrarea a fost făcută, doar că tu n-ai preluat sau nu te-ai uitat ce ți s-a livrat. Și cam care ar fi unele dintre mesajele pe care ar putea să încerce să ne le transmită durerile? Da, bună întrebare. Pentru fiecare cred că e ușor diferit. Găsim în cauzele emoționale ale bolilor, că acum sunt și cărți. Am scris și eu în cartea mea Magia ciclului feminin posibile mesaje. Dar e foarte important tu ca femeie să găsești ceea ce ți se potrivește ție. Pentru mine, mesajul a fost: e dureros să fii femeie. Doare să fii în corp de femeie. Investigând mai mult, folosind și respirația alchimică, am intrat și mai adânc și am aflat că această voce nici măcar nu era a mea. Era vocea bunicii mele, bunicilor care au trăit înainte de mine și care cumva au tot transmis din generație în generație, pentru că da, în epoca patriarhală, pur patriarhală, în perioada războaielor, era chiar greu să fii femeie în cor de femeie, mai ales că se nășteau prunci fără tată sau tații mureau repede în războaie. Femeile erau violate cu mai multă ușurință sau lucrau mult la câmp, era foarte, foarte grea viața din punct de vedere fizic și trăiau mai puțin. Și aveau foarte mulți copii, câte 10 copii uneori, și toate astea lăsau urme de durere în corpul lor. Și atunci, uite, acest mesaj, dacă n-a fost procesat, el se tot duce din generație în generație și ajunge la una dintre femeile din ziua de azi, care are o viață bună, care teoretic nu mai are niciun motiv să sufere că e în corp de femeie, dar ea suferă lună de lună la menstruație. Odată ce ne uităm, că acum e deja la modă și e de bine să se lucreze cu lineajul, odată ce ne uităm ce avem de vindecat și pe lineaj, e posibil, vorba aceea, să ne întoarcem acasă. Adică bagajul preluat, zestrea, de care tu poate nu mai ai nevoie, o alchimizezi și mergi mai departe ca femeie. Pentru că eu sunt convinsă că toate aceste femei de pe lineajul feminin, așa cum ele mai există ca spirit, poate scopul lor e doar să ne susțină, nu să avem pe cine da vina, ci mai degrabă să ne susțină. Uite, tu ești o versiune a mea updatată, cum e în ziua de azi cu tehnologia. De ce să nu fim mândre de versiunea noastră cea mai nouă? Da, și să onorăm tot sacrificiul pe care strămoșele noastre le-au făcut ca noi să putem fi astăzi aici, să avem aceste daruri. Și pentru o femeie care își dă seama de lucrurile astea, cum ar putea practic să lucreze cu ciclul feminin în așa fel încât să vindece lineajul sau să se conecteze cu strămoșele? În primul și rând să asculte. Să-și asculte pântecul tot mai mult și mai mult. Această ascultare cumva care vine și ca urmare a unei interiorizări. Dacă noi suntem tot timpul cu atenția îndreptată în afara noastră sau foarte mult în ecrane sau foarte mult la ceilalți, e cam greu să ascultăm. Dar odată ce începem să ascultăm, ascultăm și apoi auzim și mesajul și putem decide să facem ceva cu asta. Tu poți decide conștient
că vrei să alchimizezi ceea ce este de alchimizat și să beneficiezi de tot suportul pe care liniajul feminin ți-l poate oferi. E extrem de important să nu intri însă în conflict cu acesta. Simplu fapt că avem un conflict cu mama sau cu mama din interiorul nostru, deja intrăm în conflict cu lineajul. Deja nu mai putem să-i primim darurile. Și faptul că există un conflict acolo este de căutat să vedem care este mesajul. Dacă nu cumva eu sunt în conflict cu feminitatea sau cu maternitatea, la fel. Trăim zile în care sunt foarte, foarte multe diagnostice pe fertilitate, foarte multe probleme de natură fiziologică și aș zice că toate au la bază, ca rădăcină, această deconectare de feminitate, de corp și de lineaj. Eu, dacă ar fi după mine, i-aș pune la cabinetele ginecologice, așa visa pe ușă, când te-ai conectat cu corpul tău ultima oară. De altfel, medicul te întreabă când ai avut menstruația ultima oară. Eu aș întreba când te-ai conectat cu corpul tău ultima oară. Oh, da. Avem mare nevoie de asta. Și legat de asta, care ar fi câteva lucruri practice pe care le poate face o femeie ca să se conecteze cu corpul ei? De exemplu, ce instrumente folosești tu? Sau dacă vrei să ne povestești despre cartea ta, Magia ciclului feminin, sau cursul Menstruația conștientă, cum le ajuți pe femei să se conecteze cu ciclul lor menstrual? Da, e un proces și ăsta. E un proces care durează pentru că femininul în sine durează și ne antrenează răbdarea. Și da, nu cred că există o chestie asta, acum am făcut-o, gata, s-a rezolvat totul, că ar însemna să fiu tot în energie masculină și să caut următoarea provocare și tot așa. Și atunci, ca practică, orice îți antrenează răbdarea și ascultarea foarte mult. În cursul Menstruația conștientă, când îl susțin așa de vreo câteva ori pe an, începem cu respirația foarte mult și cu conectarea cu pântecul. Conștientizăm ce se află în pântec, pentru că deși aparent e un spațiu vid, gol, aparent, în esență e foarte plin acest spațiu sau încărcat chiar energetic. Și dacă nu se curăță bine acest spațiu, și al uterului nostru, dar și sufletesc, emoțional, e foarte probabil că această încărcătură să ducă la somatizare. Să se formeze, de exemplu, un fibrom. Orice fibrom într-un uter semnalează că a fost multă încărcătură acolo care n-a fost scoasă afară din corp la timp. Apropo de rolurile menstruației. Și atunci te conectezi la pântec și vezi cu ce e încărcat, dacă e încărcat. Și e nevoie întâi de un proces de purificare. Un fel de purging, cum s-ar zice în engleză. O purificare de toate convingerile legate de ce înseamnă să fii femeie. Legate de ce ți s-a spus, legate de maternitate și poate chiar de concluziile pe care tu le-ai tras din relațiile tale foarte mult, din relația cu masculinul sau din relația cu mama. Odată făcută această purificare, se creează un spațiu curat în uter și atunci putem să începem procesul creației. Și ori de câte ori o femeie devine foarte creativă, e clar că s-a curățat ceva acolo și acum e în spațiul vid. Cred că pentru toate femeile preocupate de partea de creativitate sau fertilitate, le-aș transmite acest mesaj să nu uite că totul începe de la vid. Dacă nu există un spațiu gol, vid, nu se va întâmpla nimic, pentru că deja e plin.
La fel ca o femeie să rămână însărcinată, să primească această o sarcină, ea are nevoie să aibă un spațiu vid acolo, care să fie umplut. Dacă spațiul acela e deja ocupat, atenție, ocupat, și de multe ori e ocupat cu trecutul foarte mult, chestii din trecut, cu dureri neprocesate sau cine știe cu ce altceva, odată ocupat, nu mai este loc de altceva, de creații noi, de împrospătare a vieții chiar. Și da. Wow. Asta și de primire a noilor lucruri care urmează să vină în viața noastră. Da. Ce frumos! Iar în materie de menstruație sunt câteva ritualuri drăguțe pe care orice femeie le poate face și o ajută de la lună la lună foarte mult. Cum ar fi să ajungă chiar să simtă când urmează să sângereze. Să simți când se desprinde endometru, să simți asta înainte să se întâmple, ca să nu fie o surpriză ulterior. Să se conecteze cu sângele menstrual, ca să nu-l mai trateze ca pe ceva murdar. Și asta spune multe. Sângele menstrual este un reprezentant al vieții. În medicina chineză îi se spune apa divină. Apă divină, pentru că vine de acolo, din izvor. Și cu toate astea, în lumea occidentală este privit ca ceva respingător. A ajuns să fie privit ca respingător, zic eu, de când s-au introdus partea cu absorbantele și poate și pe parte de religie, când s-a transmis că femeia este murdară la menstruație sau că este păcatul Evei. Da. Apropo, mi-am amintit de acel banc care spune că atunci când Dumnezeu a isconit-o pe Eva din rai, a zis, Eva, o să plătești cu sângele tău. Și Eva a zis, ok, pot să plătesc în rate. Fiecare lună. Oh. Da, tot felul de idei așa, care mai amuzante, dar de acolo a pornit, de la faptul că a fost considerat, e considerat un păcat originar, cumva, al Evei. Tot convingeri de natură religioasă, dar le-am preluat. Sau și astea nevoie să fie purificate și sau alchimizate. Și atunci, da, contactul cu sângele, zic eu, cu folosirea poate de absorbante mai organice, textile, dacă se poate, renunțarea la absorbantele și tampoanele date cu multe chimicale din comerț, pentru că astea nu fac bine și ajung în uter, inevitabil. E deținut cont că în zilele de menstruație, uterul este extrem de deschis, nu doar uterul, ci și cervixul și vaginul este o zonă foarte sensibilă, foarte deschisă și e foarte ușor să absoarbă, inclusiv chestii toxice. Deci este, într-adevăr, este o perioadă a lunii mai delicată, dar delicată în ce sens? În sensul de a te retrage, a te reconecta cu adevărata ta putere feminină, ca apoi să ieși în lume simțindu-te mult mai puternică și regenerată. Și e un mare dar pe care natura îl oferă femeii, lună de lună, îi se dă regenerare. Ai 3 zile la dispoziție doar pentru tine. Ce poate fi mai frumos de atât? Sună foarte bine. Și ce se întâmplă cu o femeie care chiar își dă astea 3 zile și își onorează ciclul menstrual cu adevărat și are grijă de anotimpurile ei interioare? Pot să zic din experiență că e de bine. Atunci când îmi ofer aceste zile, mă simt mult mai puternică, în sensul de inclusiv emoțional, să mai stăpână pe emoțiile mele în următoarele faze ale ciclului meu. Când nu mi ofer aceste zile, pentru că multe femei spun asta, mă, dar chiar acum, fix acum, în perioada, acum îi apucă pe toți, acum te solicită toată lumea. Când nu mi ofer aceste zile, mă simt mai slăbită. Ba chiar simt nevoia de suplimente, de vitamine, de tot felul. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebare,
este o femeie mult mai stăpână pe ea, femeia care își oferă aceste zile. Este o femeie sănătoasă, n-are de ce să se îmbolnăvească, n-are de ce să meargă toată ziua bună ziua la ginecolog. Este o femeie mai în contact și cu energia ei sexuală și cu corpul ei automat și cu fertilitatea. Da. Pentru că lună de lună, dacă noi nu ne regenerăm la menstruație, vom fi foarte obosite luna următoare. Scade un pic din fertilitate. Luna următoare, la fel, mai scade un pic, mai scade. Nu mai rămâne energie pentru altceva atunci. Și dăm în oboseală cronică. Și oboseala cronică e foarte des întâlnită la femei. Și puține dintre aceste femei se gândesc, oare cum ar fi dacă m-aș regenera complet la menstruație sau mi-aș da 3 zile doar pentru mine? Oare s-ar diminua oboseala asta? Puțină lume crede că e de aici și atunci preferă alte variante. Dar eu vă recomand să încerc așa asta. Da, mai ales în era burnout-ului și a epuizării și a muncii până la terminare. Cred că dacă femeile și-ar oferi 3 zile la menstruație, ar fi foarte diferită lumea în care trăim. Da, și apropo de burnout, corpul practic nu apucă să se regenereze, pentru că noi avem energia yang și energie yin, energie de acțiune, dar că acțiunea consumă energie. Ca apoi să se încarce rezervoarele, este nevoie de energie yin, pe care teoretic o luăm pe timp de noapte. Dar cum nu ne mai odihnim nici pe timp de noapte foarte bine, energia yin nu apucă să-și facă bine treaba. Treaba ei este cu regenerarea. Și atunci, tot mai cu un rezervor gol, nu poți ajunge foarte departe. Și atunci burnout-ul asta înseamnă rezervoarele golite. Wow! Și până acum am vorbit de un anotimp interior, și anume iarna, menstruația, dar ce ne poți spune despre celelalte anotimpuri și despre ritmul nostru interior ca femei? Da, avem iarna interioară, cum ai zis tu, care e menstruația, care n-ar trebui să fie foarte lungă, mai doi, cu toate că la noi iarna e lungă, acum s-a scurtat și la noi, parcă, n-ar trebui să menstruăm, zic eu, mai mult de 3-4 zile. Dacă se întâmplă, e pentru că undeva, e clar, nu ne dă voie să menstruăm. Imediat după ce se termină sângerarea, este așa o perioadă de tranziție spre primăvară. Să zicem că avem primele 3 zile de menstruație, mai avem încă 3 zile de tranziție către faza foliculară, faza primăveratică. Și în aceste 3 zile iese fetița interioară la suprafață, pentru că ai renăscut și acum e fetița. Și atunci ar putea să ai niște porniri așa ca de fetiță. Poți observa asta la tine, dar în același dacă e o fetiță interioară veselă, poți să te joci. Adică să nu e chiar atât de tare sau de în serios lucrurile. Și apoi urmează primăvara, care este un anotimp al jucăușeniei, al fecioarei, faza foliculară, cum ziceam, și în același timp a stabilirii de obiective, planuri, dorințe, fertilitate. În același timp ne îndreptăm foarte mult spre fertilitate. Cred că e o perioadă minunată această săptămână în care să te gândești ce vrei. Ce vrei de la tine, de la viața ta, de la cum vrei să ți arate viața, nu știu, următoarele luni sau chiar luna asta. Și să faci deja primii pași în această direcție. Și este o etapă mai young, cu o energie mai young. E normal. Eu tot timpul le zic femeilor să nu se judece dacă sunt într-o energie masculină. Să verifice întâi în ce faza ciclului se află, că poate e normal să fie așa. Să nu mai considere anormal. Anormal e când, cum ziceam, când tragi de tine. Atunci înseamnă că ceva s-a dezechilibrat acolo. Dar în rest, e normal să avem perioade yang, în care să fim mai mult orientate pe acțiune și pe a face
Și e normal să avem și perioade în care să fim orientate mai mult spre interior, spre regenerare, meditații și așa mai departe. Și activități specific feminine, cum ar fi dansul, inclusiv dansul. Dacă dansezi în fiecare fază a ciclului tău, știi că aveam și o meditație cu ciclul lunii, vei observa că în fiecare fază îți pui alt gen de muzică, alt gen de dans vrei să faci. Poți să-ți dai seama asta. Chiar vă recomand să încercați această practică fiecare săptămână. Vezi ce fel de melodie îți place să asculți sau să te miști. Și apoi urmează partea fertilă a lunii, anotimpul verii, ovulația, care, cum i-am mai spun eu îi spun veșnică ovulație, pentru că lumea, reclamele, marketingul promovează această imagine de femeie în eternă ovulație. Este femeia dorită de bărbat, femeia aflată la ovulație, pentru că atunci libidoul ei este foarte crescut, magnetismul și atractivitatea ei sunt susținute de natură, dar să nu uităm că sunt doar 5 zile pe lună în care suntem fertile. Nu mai mult. Și cu toate astea, luăm pastile anticoncepționale și ne comportăm ca și cum am fi tot timpul fertile. Nu suntem. Și e păcat să ne chinuim corpul cu pastile în condițiile în care sunt doar 5 zile în care poți să ai foarte multă grijă. Dacă ești conștientă și de semnale pe care ți le dă corpul, care zice, vezi că acum ești fertilă, zice corpul, vezi că acum nu. Și în această etapă de ovulație suntem mult mai predispuse spre ceilalți, spre relații. Eu mai zic și faza relațională. De toate tipurile. Și unele dintre femei pot să simtă în această etapă, a, vreau să fiu mamă, stai liniștită, stai, să trecem premenstrual, că poate nu mai vrei după aceea să fii mamă. Dar cumva aici vin și hormonii să ne pot induce în eroare. Și în această fază să fim atente, pentru că avem tendința să spunem foarte ușor da la orice. Vrei să mergem acolo? Da, vrei să facem asta? Da, da, da. Și vine faza premenstruală și te trezești că, wow, câte m-am băgat. Și eu nu pot, de fapt, să duc toate astea. Și pentru că deja te-ai băgat și nu mai știi cum să o scoți la capăt, te vei trezi că vei începe să fii frustrată, critică, nervoasă pe ceilalți. Pentru că, de fapt, tu te-ai băgat în mai mult decât poți duce și acum tragi de tine. Dar nu ceilalți sunt problema, deși așa pare, ci acest PMS, cum se mai zice, PMS, eu aș traduce, please make space. Oh, da. E un fel de... De fapt, am nevoie de spațiu, am nevoie să-mi creez spațiu. Și în faza premenstruală, care este un fel de... o trecere, vară, toamnă, iarnă, această fază este și mai lungă, tocmai pentru că are o parte mai caldă și are o parte mai rece. Partea mai caldă este imediat după ovulație, când încă ești foarte activă, când încă nu e toamnă, dar e fain afară și ai chef să creezi o grămadă de lucruri. Se mai zice și etapă creativă, creativității, această primă săptămână a fazei premenstruale. Iar cealaltă etapă, îi se mai zice etapa de selecție, deja te pregătești de iarnă, vorba aceea pune murături, ne gândim ce vom conserva pe timp de iarnă și ce lăsăm să devină perisabil. Și aici îți dai seama că, wow, s-a mai dus o lună cu ce am rămas. Și acum mă gândesc poate și la femeile care, nu știu, merg mult la dating. Cu siguranță în această fază, înainte de menstruație, se vor gândi, da, cu toți cu care m-am întâlnit, cu care vreau să rămân, sau poate niciunul, nu-i nimic. Te îndrepți, asta e semnul că te îndrepți spre iarnă, spre menstruație. Și atenție că uneori în faza asta avem tendința foarte mare de a ne despărți foarte ușor. De fapt, vrem să ne despărțim de noi, de vechea versiune. Și cum nu știi că despre asta e vorba, te desparți de
partener sau te ceri cu o prietenă sau îți dai demisia sau cine știe. Și întotdeauna eu recomand ca în această etapă să nu luăm decizii radicale sau să ne gândim înainte. Poate să vă puneți un bilețel undeva. În fază premenstruală ne iau decizii radicale. Wait for 2 weeks. Da, mai aștept puțin. O perioadă bună de luat decizii este chiar final de menstruație, de exemplu, când deja ai stat cu tine și poți să-ți dai seama ce îți dorești să rămână în viața ta și ce nu. Pentru că te asculți mai mult în această fază. Și practic, trăind în acord cu aceste faze, am scris mai pe larg despre ele și în cartea Magia Ciclului Feminin, vei vedea că viața începe să devină mai lejeră, mai relaxantă ca femeie, pentru că nu mai e lineară, nu te mai duci pe varianta masculină, este ciclică. Asta dacă reușești să duci la bun sfârșit fiecare ciclu. Că e și asta o chestie, să îl închizi, să închizi bucla cu fiecare ciclu. Complete the cycle. Da. Și cum ar putea, de exemplu, o femeie care se află la menstruație sau cum intră la menopauză, cum ar putea să-și onoreze anotimpurile interioare? Sau mai are anotimpuri interioare? Mai are. Interesant că totul se întâmplă așa treptat. Se spune că, de exemplu, faza de premenopauză începe în jurul vârstei de 35 de ani și nici nu-ți dai seama, dar ea se instalează, se definitivează când deja vine menopauza. Avem această perioadă de premenopauză care tocmai vine să facă tranziția și toate aceste anotimpuri pe care noi le avem într-o lună, le avem și într-un an și le avem și într-o viață, ca într-o viață de femeie. Și etapa de premenopauză este cumva etapa de toamnă sau de regină, cum mi se mai spune. Și aici automat menstruația se diminuează, cantitatea încet începe să scadă și te îndrepți spre menopauză, dar și menopauza durează cam 2 ani până se... Apoi ce urmează este după menopauză. Și, practic, după menopauză se spune că începe un nou ciclu, a doua primăvară din viața unei femei. Deci, anotimpurile continuă, doar că sub o altă formă. Și nu se mai întâmplă atât de repede. Într-o lună experimentezi 4 anotimpuri când ești la menopauză. Se întâmplă pe o durată mai lungă de timp. Dar e de bine, pentru că asta te face să fii mai liniștită. Ai scăpat de sevrajul hormonilor, da? Nu mai ești atât de influențată hormonal și atunci poți să te centrezi mai mult în tine și să decizi altfel lucrurile. Și nici într-un caz nu se termină viața la menopauză, doar începe un alt ciclu de viață, da? O altă perioadă. Și are alt farmec diferit. Ca fiecare perioadă are farmecul ei. Cred că cel mai important este să ne bucurăm de prezent. Să nu ne dorim să fim într-o altă etapă decât cea în care suntem. Asta e foarte important. Mm-hmm. Și să onorăm fiecare moment în care ne aflăm, pentru că suntem exact unde trebuie. Da. Adela, spune-ne cum te pot găsi femeile și cum, la ce se pot aștepta de la o experiență cu tine? Cum ar putea să lucreze cu tine și ce schimbări ar aduce asta în viața lor? Experiență cu mine? Experiență extatică. Da, metoda pe care eu o folosesc la ateliere și retreat-uri este respirația alchimică, care este o formă de respirație care pune foarte mult în mișcare organele interne, energia sexuală o pune intens la lucru și automat deblochează anumite aspecte. Și atunci, da, e ușor să devii extatică, e ușor să devii creativă, să te simți foarte liberă în corpul tău.
și liber, că și bărbații pot experimenta respirația alchimică. Și cam asta, doar că pentru fiecare e diferit. Asta este metoda cu care eu lucrez. Pe lângă asta mai lucrez și cu meditații ghidate, pe vindecarea pântecului, curățarea pântecului. Mă găsiți pe adelaharu.ro și pe paginile mele din social media, pagina de Facebook Adela Haru și de Instagram, unde sunt mai activă. Ce frumos! Și dacă ai avea dacă ai aduna toată experiența ta și tot ce ai trăit până acum într-un singur mesaj pentru fiecare femeie care te ascultă acum, ce ai spune? Aș spune să ții cont că viața vrea un singur lucru de la tine, să faci dragoste cu ea. Minunat. Și în momentul când înțelegem asta, ne lăsăm curtate de viață, penetrate de viață și ieșim puțin din paradigma asta atât de limitată, că nu se poate decât în varianta asta de femeie-bărbat. E mult mai mult decât atât. E despre viață, că până la urmă feminitatea, masculinitatea, fertilitatea sunt toate despre viață.